seara, doamnelor și domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Tabloul epidemiologic din Republica Moldova este în continuare nefavorabil. COVID-19 nu a dispărut, iar numărul cazurilor noi și cel al morților sunt de-a dreptul terifiante. Chiar și cu restricții noi și desfășurarea campaniei de imunizare, doar împreună, prin solidaritate și eforturi comune, putem opri pandemia. Acum o săptămână, autoritățile au anunțat că tulpina britanică este prezentă oficial și în Republica Moldova. În ultimele 7 zile a fost depășit pragul infectărilor cu 2000 de persoane și am avut antirecorduri la numărul de decese, peste 40 de persoane într-o singură zi. Din păcate, cifrele ar putea crește, deoarece medicii anunță că sunt tot mai mulți pacienți intubați, rata mortalității în acest caz fiind de 95%. Cea mai dificilă situație este evident în spitale, iar impunerea restricțiilor are drept scop în primul rând de a ușura povara asupra sistemului de sănătate. Totuși, odată ce numărul de infectări, de cazuri grave și de foarte grave crește vertiginos și numărul persoanelor intubate este mai mare, în acest context fortificarea secțiilor de terapie intensivă devine indispensabilă. În ediția de astăzi conturăm soluțiile schimbării acestui tablou epidemiologic, dar și inițiativele menite să fortifice secțiile de terapie intensivă. Lucru atât de necesar în aceste zile. Fiți alături! Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, respectiv Direcția Asistență Medicală Specializată, Spitalicească, în continuu identifică resurse, atât de paturi cât și resurse umane pentru a face față acestor internări și acestor număr mare de cazuri COVID. Se redeschid paturi în diferite instituții medicale, de nivel raional, de nivel național și la nivel de municipiu, pentru a face față acestor număr mare de cazuri. Spitalele în continuare rămân pline, cu greu fac față presiunii, dar în continuare, datorită mobilizării spațiilor suplimentare și activării ca spital staționar a centrului COVID de la Mold Expo, avem încă paturi suficiente, ele sunt la limită, dar pacienții sunt spitalizați, cei care au nevoie de tratament în spital. La ziua de ieri, în spitalele municipale erau internați 1324 de pacienți confirmați cu COVID, dintre care 60 de pacienți în stare gravă, în terapie intensivă, și 652 de pacienți în stare care necesită atenție sporită. Decesurile, după cum vedeți din presă, s-au mărit la zeci de decesuri. Da? Și numărul acesta cred că se menține toată luna. Din cauza că pacienți se îmbolnăvesc câte 1800-2000 pe zi. Deci din 2000 este clar că 5% ajung în terapie intensivă. Deci terapiile intensive pur și simplu n-o să fac față. Inițial a fost clar problema cu protecția personală. Am inițiat diferite acțiuni de instruire a personalului, dar nu doar atât, dar și identificarea echipamentelor de protecție, identificate surse pentru videolaringoscopie, niște echipamente care cumva micșorează șansele de
infectare personală, ci o serie de evenimente educaționale. Deci protocolul de tratament a fost schimbat de multe ori. Noi cu colegii din România avem, de fapt, o colaborare mai istoric, suntem societățile de anestezologie și cu societățile anestezologie din Republica Moldova și societatea din România sunt înfrățite. Am organizat congrese comune atât în Chișinău cât și în România și acum aceste experiențe au fost, deci au avut loc schimburi de experiență pe diferite tehnici de tratament, protocoale și așa mai departe, dar și la nivel personal. Vă amintiți, au fost și colegii din România care ne-au ajutat la prima etapă. Unul din obiectivele care le-am pus noi sau unul din principiile noastre de activitate a fost ca să identificăm problemele reale cu care ne lovim noi ca specialiști medicali în activitatea noastră de zi cu zi și să încercăm să găsim o soluție. Primul lucru pe care avem nevoie să-l înțelegem și să-l punem clar în balanță este faptul că, pe de-o parte, avem riscul de boală, riscul de boală severă, invalidantă, decesul, pierderea celor dragi și, pe de altă parte, vaccinarea. Vaccinarea rămânând singura posibilitate eficientă, sigură, de a nu face această boală. Asistăm la nivel mondial la o pandemie, o pandemie care a intrat deja în al doilea an. Nu va fi nici simplu, nici ușor dacă nu facem un efort comun. Faptul că au existat atât de multe decese, peste 2,7 milioane de oameni s-au prăpădit, gândiți-vă că sunt zeci de milioane de oameni care au trecut prin boală. Ce este important să înțelegem? Că împreună putem depăși și trebuie să avem nevoie să gândim pozitiv, avem nevoie să gândim optimist și să ne unim eforturile ori de unde am fi și să trecem prin vaccinare. Asistăm la nivel mondial la o pandemie. O pandemie la al doilea an. Nu ne va fi nici simplu, nici ușor, după cum a menționat doamna doctor anterior, dacă nu va exista un efort comun. Faptul că s-au înregistrat atâtea decese, 2,7 milioane de oameni în întreaga lume, 10 de milioane de oameni au trecut prin boală și nu este doar statistica acest lucru, aceste bilanțuri au într-adevăr în spate povești de viață. Discutăm despre situația epidemiologică cu invitatul din această seară. Salutăm prezența domnului Ștefan Gheorghiță, șef secție supravegherea epidemiologică a gripei și a infecțiilor respiratorie virale acute din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Bună seara și bună seara! Domnule Gheorghiță, am menționat despre datele de săptămâna trecută. Vă rugăm să veniți dacă este deja cifra confirmată cu numărul de infectări la ziua de astăzi. Da, astăzi noi am înregistrat în Republica Moldova 1019 cazuri noi de COVID-19. Este începutul săptămânii. Pe parcursul săptămânii, conform pronosticul care a fost elaborat de Agenția Națională de Sănătate Publică, ne așteptăm o creștere esențială a cazurilor noi. Și dacă ne referim la săptămâna a 12-a, noi am avut o creștere cu 8,7% sau cu cifre absolute 916 cazuri mai mult decât în săptămâna a 11-a. În săptămâna a 12-a am înregistrat 11.486 de cazuri, în comparație cu 10.571 de cazuri în săptămâna a 11-a. Săptămâna a 12-a, asta e săptămâna trecută, 22-28 martie anul acesta. Cu regret, în această săptămână și numărul deceselor este în creștere cu 16,6% și a crescut și numărul de vindecări persoanelor bolnave care au fost externalizate din spital sau de la tratament la domiciliu cu 33,5%. În total, în Republică avem în jurul la 230.000 de cazuri, începând cu 7 martie anul 2020, când a fost înregistrat primul caz. Avem peste 2100 cazuri de persoane deja vindicate. Cu regret avem 4826 de decese și cazuri active avem în jurul la 20.000 de cazuri, dintre care extrem de grave avem 339 de grave de cazuri și avem un număr
important la pacienții care se află la intubație. În ultimele zile el nu este în creștere, nu este în creștere. Dacă ne referim la cazurile de import în Republica Moldova de pe toată perioada de când se registrează infecția cu COVID, avem 1430 de cazuri, practic avem o răspândire comunitară în Republica Moldova. Ultima săptămână noi am avut 38 de cazuri de import, inclusiv din Italia 9 cazuri, am avut din Ucraina, Rusia, Germania, Egipt, Marea Britanie, Letonia, Georgia, Belarus, Irlanda, Emiratele Arabii Unite, Cehia, Austria. Și aș vrea totuși să mă refer și la circulația noului ștam britanic B.1.17, care a fost confirmat pozitiv cumva deja de o săptămână. Nu am primit datele o săptămână și ceva deja în urmă de către Institutul Organizației Mondiale a Sănătății din Berlin, și acest ștam circulă în teritoriul Republicii Moldova. În favoarea circulației acestui ștam sunt nu numai datele de laborator, dar sunt și cazurile mai grave, majorarea cazurilor grave, durata spitalizării este mai lungă a acestor persoane care s-au infectat cu acest ștam, și acest ștam este cu mult mai patogen pentru organismul uman. De aceea și măsurile de prevenire, ele sunt aceleași ca și pentru virusul SARS-CoV-2 care se înregistra până nu de mult în teritoriul Republicii și acum el prelungește să se înregistreze. Sunt foarte bine cunoscute, însuși cu regret populația în multe cazuri neagă executarea acestor măsuri și avem rezultatele cele care le avem. Ați vizionat colegii de la Ministerul Sănătății și din alte instituții medicale, au vorbit despre ceea că instituțiile medicale, spitalele, medicii de familie sunt supra-solicitați, paturile în terapie intensivă sunt majoritatea ocupate, paturile. De aceea și această creștere intensivă a numărului de cazuri se datorează nerespectării regulilor de prevenire a infecției cu COVID-19 impuse de autorități, impuse atât la nivel național de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, cât și de comisiile teritoriale. Alt aspect care vorbește despre situația epidemiologică alarmantă și despre pronosticul nefavorabil este că în ultimele săptămâni, inclusiv și în ultimele 14 zile, toate teritoriile sunt cu cod roșu. Toate localitățile, practic. Eu vorbesc de teritorii administrative, fiindcă sunt sate unde nu este codul roșu. O situație foarte alarmantă este în municipiul Chișinău, și dacă noi avem incidența la 100.000 de populație în ultima perioadă 635, ea e clar că a crescut în săptămâna a 12-a la 635 de la 570 în săptămâna a 11-a în municipiul Chișinău. Practic această cifră este de undeva de 2-3 ori, în cifre este de 1437, este în creștere și în Transnistria 737 pe locul 2, Anenii Noi 677, Bălți 637, Brăceni 580, Strășeni peste 500. Situația este foarte nefavorabilă și dacă ați urmărit și în zilele de lucru și în zilele de odihnă, sâmbătă și duminică, mai ales duminică, când temperaturile au fost mai ridicate, când soarele a ieșit și ne-a bucurat pe toți,
am ieșit, populația a ieșit în zonele de odihnă, a ieșit în parcuri, în grupuri, parcă nici nu ar fi această situație pandemică în Republica Moldova. Se atestă o aglomerație atât și în transportul public și în unitățile comerciale, nicătând la aceea că au fost impuse unele restricții atât pentru piețele agricole de la orele 7 până la orele 15 regimul de lucru, pentru unitățile comerciale, centrele comerciale până la orele 18, etc. Acolo unde se poartă masca în multe locuri, ea se poartă incorrect. Iar unii concetățeni de obștii nu poartă această mască. Am văzut și probabil că mulți din telespectatori ați fost martori, ați frecventat serviciile bisericești sâmbătă, duminică, ați fost martori la ambuzelile cele care erau atât în interior cât și în exteriorul bisericilor. Suntem în preajma Paștelui catolicilor și dacă vom avea un așa comportament... Cum se va schimba și mai mult tabloul epidemiologic? Tabloul epidemiologic se va agrava foarte mult. Se va agrava foarte mult. Chiar și cifrele, numărul de investigații, ponderea investigațiilor sau testelor, cum vorbesc în popor, este în creștere, este în creștere și tot acesta este datorită faptului că nu îndeplinim acele măsuri care sunt foarte bine cunoscute, care sunt foarte simple. Și această infecție, această pandemie, ea nu se va termina mâine sau poi mâine. Vedeți ce se face și în țările care ne înconjoară. Numărul de cazuri este în creștere. Cumva același tablou îl regăsim și în contextul european regional? Dacă vorbim de contextul european regional, noi găsim același tablou ca și în Republica Moldova. În multe țări situația este în creștere. În multe țări populația nu îndeplinește măsurile restrictive, nicătând la aceea că în țările europene totuși măsurile restrictive sunt mai dure și tragerea la răspunderea administrativă este cu mult mai dură decât în teritoriul Republicii Moldova. Aici încă un moment este foarte important de spus. Și adresarea timpurie a persoanelor cu semne clinice care sunt foarte bine cunoscute de populație la medic pentru diagnosticarea acestei infecții COVID-19, pentru ca medicul să prescrie un test dacă se înscrie în definiția de caz, izolarea, tratamentul la timp, ca să nu transmitem infecția și persoanele care sunt în contact cu persoanele bolnave, persoanele se izolează pe un termen de 14 zile și iată și termenul acesta de izolare și condițiile de izolare, mai corect, regulile de izolare care sunt impuse, ele sunt impuse pentru a nu transmite virusul SARS-CoV-2, însuși nu pretutindeni acestea se îndeplinesc. Și aș vrea să mai atrag un aspect, că dacă vorbeam înainte că această infecție este caracteristică mai mult pentru vârstnici, acum, după 60, după 60 de ani, acum profilul s-a schimbat, această infecție se înregistrează și în rândurile copiilor. Avem la ziua de azi în jurul la 12.000 de copii infectați, inclusiv pe vârste, cea mai vârstă este de 11-17 ani la 57%, 6-10 ani 19% și vârsta de la 1 până la 5 ani 18% și până la 1 an avem 6%. Dacă ne referim la bolnavii de COVID, după 60 de ani, undeva este
le revine vreo 30-35%. Aceasta înseamnă că infecția a întinerit, dacă așa în ghilimele să vorbim, și numărul de decese tot s-a majorat în rândurile persoanelor tinere. În rândurile persoanelor tinere. În același timp, numărul de cazuri grave și foarte grave, numărul persoanelor intubate, bună oară, cât de mult a crescut, ținând cont de fluxul creșterii infecțiilor, dar și pătrunderea, apariția noilor mutații ale virusului? Atât numărul de cazuri, cât și numărul de cazuri grave, numărul decese, a crescut considerabil, nu numai din cauza apariției noului ștam britanic B117, dar și din cauza nerespectării măsurilor de prevenire ce se impun în teritoriul Republicii Moldova. Și dacă analizăm situația pe teritorii administrative, acolo unde este mai mult aglomerație și numărul de cazuri, să nu vorbim la absolute, în cifre absolute, dar să vorbim la incidență, numărul de cazuri la 100.000 este cu mult mai mare. Ceea ce am vorbit se referă atât la municipiul Chișinău, municipiul Bălți și o parte din teritorii. Astăzi toate teritoriile, eu mă repet, administrative sunt în codul de alertă roșie, Rata de contagiozitate este foarte înaltă, este media pe republică 1,04, sunt teritorii unde ajunge la 1,2. Rata de reproducere a cazurilor noi, ceea ce este foarte îngrozitor, ceea ce reflectă despre un pronostic în perioada apropiată nefavorabil, despre creșterea cazurilor noi, despre creșterea cazurilor grave și despre creșterea numărului de decese. În acest context devine practic indispensabil fortificarea secțiilor de terapie intensivă. Continuăm discuția la acest subiect cu doctorii care duc cea mai acerbă luptă pentru viață practic pe patul de spital. Alături de noi este domnul Ruslan Baltaga, conferențiar Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițeanu, președintele Fundației Medicale Valeriu Ghereg, dar și domnul Sergiu Cobilețchi, șef secție AT, Institutul de Medicină Urgentă. Bună seara, stimați domni! Bună seara! Bună seara! Așadar, vă întrebăm, domnule Baltaga, domnule Cobilețchi, în linii generale, cum COVID-ul a venit să îngreuneze secțiile de terapie intensivă, practic, în acest an, dar și să testeze capacitățile acestora de a răspunde fluxului din ce în ce mai mare de pacienți? Deci, sistemul sanitar din Republica Moldova, dar și din alte țări, nu a fost pregătit pentru o asemenea avalanșă de pacienți, inclusiv pacienți gravi care ar veni în terapie intensivă, deși totuși în terapie intensivă noi suntem obișnuiți cu flux de pacienți gravi, eram și suntem confruntați cu pacienți cu traumă, care este de asemenea considerat o pandemie a lumii moderne, în special fiind afectați pacienți tineri, cancer, patologie cardiovasculară, dar totuși pandemia a dat o lovitură suplimentară supra unui sistem care și așa avea problemele care le cunoașteți cu toții și ele au devenit cumva mai evidente. Cu acest scop a fost și ideea de a organiza într-o fundație medicală ca să contribuim la identificarea, dar și soluționarea problemelor în tratamentul pacienților cu forme grave, în special terapie intensivă, dar ultimul timp am lărgit area de activitate și de suport, tocmai pentru a permite ca mai puțin pacienți să numerească în terapie intensivă cu forme grave. Lansată acum un an, această frumoasă campanie, Moldova are nevoie de terapie intensivă, practic este un apel către societatea civilă de a răspunde, de a susține capacităților serviciilor de anesteziologie și terapie intensivă pentru tratamentul pacienților critici. Povestiți-ne despre începuturile acestei inițiative.
Deci, după cum spuneam, fundația a fost organizată de către colegii medici anesteziologi, colegi de la Catedra Anesteologiei Reanimatologiei de la UCSM Nicolae Testimițanu, membri ai Societății Anesteologie, ca să ne auto-organizăm într-o forță ca să stabilim. Deci inițial a fost pentru combat primul val, au fost identificate problemele. Prima problemă era măsurile de protecție, vă amintiți, nu erau măști, nu se cunoșteau metoda exactă de transmitere virusului, aerozolarea, măsurile de terapie intensivă, intubarea, au fost efectuate schimbări în unele protocoale de tratament pe care noi aplicam, deci pe primul plan fiind pus protecția personală a pacientului, a personalului medical din prima linie din secție terapie intensivă, apoi pentru a spori capacitățile de tratament a acestor pacienți grave au fost efectuate o serie de instruiri, comunicări cu colegii din țară, dar și de peste hotare, din România, Israel, Italia, Statele Unite și altele, cu scopul de a împărtăși experiența, dar și implementarea metodelor cele mai eficiente de tratament a acestor cazuri. Domnule Kobilecki, ce înseamnă de fapt, ce înseamnă fortificarea terapiei intensive? Vorbim despre infrastructură medicală, despre resurse umane. Da, specialitatea anestezie, terapie intensivă era într-un deficit și până la COVID. Cum este și în toată lumea, anesteziologul este supra-solicitat în toate țările. Tot așa și în Moldova, spunem, nivelul de dotare cu așa specialități este mai jos cu mult decât cerințele societății. O specialitate foarte grea în care nu toți își doresc să se vadă. Este un lucru non-stop, practic tu nu ai domiciliu și în perioada COVID oamenii ăștia au fost scoși pe prima linie. Au fost cei care erau. Noi nu putem produce mai mult, măcar că anual la noi sunt undeva 30-40 de rezidenți, dar asta este puțin pentru țara noastră. Numărul de paturi care erau în țară la momentul pandemiei, undeva la 500 de paturi, care nu toate erau dotate cu echipament necesar. Deci ca număr exista, dar ca număr dotat după toate cerințele de astăzi, cred că erau la 50%. Dar în perioada acestui an s-a fortificat. Au fost aduse resurse, au fost aduse ajutoare umanitare, în mare măsură spunem așa, România ne-a ajutat să înțăm cotul acesta a României alături de noi. Însă, dacă să calculăm cum ar trebui, deci Germania avea 30.000 de paturi la început de pandemie, astăzi are 500.000 de paturi. În același noi, așa, noi, da. 300 pentru COVID și astăzi avem 300 pentru COVID. Noi avem 2000 de pacienți pe zi, 5% din ei ajung la spital, asta e 100 de oameni, 30 din aceștia 100 de oameni se internează în sfârșit după agravare în terapie intensive și dacă noi avem 300 de locuri pe țară, facem un calcul, pacienții ăștia se află în terapie intensivă mai mult de 2 săptămâni, deci, dar terapie intensivă, dacă era să fie fără niciun pacient, ea în 10 zile, noi blocăm toate 30 de paturi. Deci aici este și mesajul, deci cât mai puțin pacienți să se îmbolnăvească, că același număr de 5% o să ajungă la spital și 30% din numărul ăsta ajunge în terapie intensivă. Deci asta este o problemă care foarte strigentă este astăzi. Și aș vrea să menționez că conceptul de PAD de terapie intensivă este unul foarte complex. Deci nu putem să peste noapte să lărgim numărul de paturi de terapie intensivă. Este PAD de terapie intensivă este spațiu adecvat, este ventilație, sunt rețele inginerești, foarte important, aer comprimant, oxigen.
echipamente, nu mai vorbim de resurse umane. Nu a apărut la noi suplimentar resurse umane, chiar dacă au apărut și echipamente despre care bine cunoașteți. Eu pot să vă dau exemple de multe spitale raionale unde lucrează câte doi oameni, doi anesteziologi, unde după normative ar trebui să fie 8, pe lângă serviciul non-stop COVID, 2, 3, 4 de terapie intensivă COVID, mai asist anestezic și nașterile, anesteziile la copii non-COVID. Deci oamenii aceștia trăiesc în spital. Cât timp va fi aceasta posibil? Deci mesajul, cum spune colegul meu, este de a reduce presiunea asupra terapiei intensive prin calculele respective. Cât mai puține cazuri generale, cu atât mai puține vor fi în terapie intensivă. Pe lângă acest calcul, stimați domn, pe care ni l-ați prezentat, urmărim și tabloul, într-adevăr, numărul deceselor crește, avem forme de mutații mai agresive de COVID. Vă întrebăm, de la începutul pandemiei, cât de mult s-a schimbat și profilul pacientului de la terapie intensivă? Pentru că sunt și persoane tinere, sunt persoane care anterior complet erau sănătoase? Da, aveți perfectă dreptate. Tot așteptau că situația să îmbunătățească. Noi avem protocoalele care de parcă ne ajutau pacienții în luna octombrie-noiembrie, dar din februarie practic vedem că pacienții sunt tot mai tineri și mai fulminant se dezvoltă patologia. Deci dacă era 3-5 zile agravarea, astăzi sunt cazuri în 24 de ore. Deci tu, pacientul în stare normală cu 10% de afectare, în 24 de ore are 80% și necesită deja protecție respiratorie ca ventilație neinvazivă. Deci este o formă destul de agresivă, a devenit mai agresivă și noi nu avem nicio speranță că situația o să se amelioreze. Invers, după cum arată istoricul acestui an, situația se agravează și oamenii n-au făcut nicio lecție. Nici politicienii, nici poporul care ar trebui să se păzească. Într-adevăr, populația, din păcate, nu este conformă. În același timp, totuși, ne punem speranță și în vaccinare. Secțiile de terapie intensivă au fost printre primele, prima categorie de vaccinați. Vă întrebăm, din experiența dumneavoastră, cum a fost această perioadă? Eu m-am vaccinat a doua zi de când s-a început vaccinarea în Moldova, ca terapie intensivă. Deci, ca și orice vaccin, au niște momente care neplăcute, să spunem așa, care erau așteptate de personalul medical. N-am avut niciun caz care să fie mai mult de 24 de ore să iasă de la serviciu. Da? În rest, 100% s-a întors în serviciu și practic așteptăm a doua doză, care a să fie peste 8 săptămâni, în cazul AstraZeneca, în care noi ne-am vaccinat. Domnule Baltaga, dumneavoastră? Da, eu de asemenea m-am vaccinat, personal o durere la mână care, mă rog, pot să aștept de la orice vaccin, cunoaștem lucrurile respective, foarte calm și eu și soția suntem medici, amândoi ne-am vaccinat și îndemnăm lumea. Altă problemă este că nu e vaccin. Eu sunt convins că mult mai multe lume s-ar vaccina dacă ar fi disponibil acest vaccin și îndemnăm, eu știu, factorii de decizie, oameni care trebuie să ia această decizie ca să fie acest vaccin disponibil. Stimați domn, vă mulțumim frumos pentru această intervenție comună. Mult succes în ceea ce faceți, pentru că, într-adevăr, cea mai complicată și grea luptă se dă la terapie intensivă. Multă sănătate! Ne auzim de bine! Toate bune! Sănătate! Domnule Gheorghiță, acesta este tabloul de la terapie intensivă. Nemijlocit, aceste secții trebuie fortificate. Totuși revenim și la tabloul epidemiologic și la comportamentul social. Cât de imperativ este acest lucru? De ce suntem practic în al doilea an al pandemiei și încă discutăm despre faptul că societatea ar trebui să fie conformă acestor reguli nemijlocit pentru a nu ajunge și a nu îngreuna acest tablou? Da, suntem în al doilea an al pandemiei. Societatea are un comportament, o parte din societate, iresponsabil. O parte din societate
neagă acest fenomen, dar acesta nu este un fenomen, dar acesta este o pandemie, este o pandemie globală care a luat deja multe vieți omenești, a luat multe vieți omenești și în Republica Moldova, a luat multe vieți omenești și în rândul personalului medical, colegilor mei de Breaslă. Și probabil astăzi în Republica Moldova sunt foarte puține familii care nu s-au întâlnit cu această infecție, sunt puține familii care nu au auzit de decese și sunt puține familii care n-au trecut prin etapa deceselor rudelor sau celor apropiați de infecția cu COVID-19. De aceea ar trebui ca societatea să fie responsabilă și această responsabilitate ea revine fiecărui cetățean, ea revine fiecărui conducător, fiecărui agent economic, ea revine administrației publice de toate nivelurile, de toate nivelurile. Și dacă cineva se gândește că această infecție, așa cum se gândeau la începutul lui martie, aprilie, mai, anul trecut, ea va trece, această infecție ea a trecut și în anul 2021 și ea va continua să fie în societate această infecție și ea ne urmărește zi de zi și ceas cu ceas și poate minute cu minute. De aceea ar trebui să ne conformăm acestor reguli, reguli simple de prevenire, cum ar fi, am să le repet, am să permit să repet aceste reguli cunoscute, cum ar fi distanța fizică, cum ar fi utilizarea corectă a măștii, cum ar fi evitarea locurilor aglomerate, cum ar fi dezinfecția mâinilor, cu igiena mâinilor, igiena încăpierii, igiena tusei, stârnutului, adresarea timpurii precoce la medic. Și nu trebuie să uităm că ne aflăm și în perioada rece a anului, când este perioada circulației gripei sezoniere, când este sezonul infecției respiratorii acute virale, când tabloul clinic e greu ca fiecare din noi, din cetățeni, dacă nu este medic sau lucrător medical, să diferențieze o banală răceală de COVID-19 și definiția de caz diagnosticul se stabilește numai în baza la criteriile tabloul clinic, legătura epidemiologică și testul pozitiv la COVID-19. Acum testele pentru cetățeni și pentru medici sunt disponibile. Republica Moldova a recepționat 200.000 de teste rapide pe antigen SARS-CoV-2. 100.000 de teste deja au fost transmise, repartizate și transmise în sectorul spitalicesc și în sectorul medicină de familie. Medicină de familie. Și toate aceste momente, inclusiv și vaccinul care este disponibil până și pentru primul grup care a fost determinat de autorități, sau pentru prima etapă, mai corect de exprimat, și colegii mei din spital au vorbit că ei deja s-au vaccinat cu prima doză. Acum merge vaccinarea și în rândul lucrătorilor medicali și în rândul lucrătorilor sociali. Și profesorii sunt și vaccinați. Profesorii vor fi vaccinați, profesorii de vârsta de la 60 de ani în sus, care au cu comorbidități în primul plan, vor fi vaccinați profesorii. Și însuși, totuși, numărul de doze până ce este limitat, el este limitat numai în Republica Moldova, dar în majoritatea
imunitatea țărilor, fiindcă este un vaccin nou. Noi mulțumim colegilor din România, autorităților din România. Deja avem două tranșe primite din România. Acum în Republica Moldova sunt disponibile patru vaccinuri. Vaccinul Pfizer, vaccinul Sinopharm și AstraZeneca, trei vaccinuri sunt disponibile. Suntem așteptarea altui lot de vaccin, însuși necesită timp și imunitatea, ea nu se produce, răspunsul imun nu este a doua zi sau a treia zi, el este un timp îndelungat, este necesară și a doua doză, depinde ce vaccin, care peste 4 săptămâni, care peste 7-8 săptămâni. Și trebuie să ne dăm bine seama că acesta este o măsură complexă, atât vaccinarea, cât și măsurile de profilaxie nespecifică. În același timp, este îngrijorătoare și evoluția virusului, noile mutații, chiar și India a raportat recentă detectarea unei dublu mutante. Domnule Gheorghiță, cum de fapt mutează coronavirusul? De care factori ține cont și căror procese se explică acest lucru? Pentru virus, în deopște, este caracteristică mutația și nu numai pentru coronavirus, dar și coronavirus de tip nou, dar și pentru alți virus. Și acum noi deja cunoaștem că avem această tulpină nouă în Republica Moldova și migrația care este în Republica Moldova, o migrație sporită atât externe cât și interne, noi putem să ne așteptăm și la alte tulpini, inclusiv la tulpina africană, care este cu mult mai agresivă decât tulpina aceasta britanică. De aceea și este o necesitate stringentă ca populația să se mobilizeze, să ne mobilizăm la toate nivelurile, să avem o solidaritate unul față de altul, să avem o solidaritate acei sănătoși față de acei bolnavi, să avem o solidaritate față de familie, de prieteni, de colegi, fiindcă eu repet de câteva ori astăzi, situația este foarte alarmantă și situația se va îmbunătăți numai în cazul atunci când noi vom respecta toate măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19, care se impun și care sunt foarte bine cunoscute, însuși nu cunosc din ce motiv noi nu suntem atât de disciplinați. Această solidaritate, într-adevăr, ar ajuta și la deblocarea sistemului spitalicesc, pentru că anterior am vorbit despre frumosul proiect Moldova are nevoie de terapie intensivă. Aducem și exemplul proiectului România are nevoie de terapie intensivă. Continuăm discuția la subiect cu domnul Dorel Sândesc, vicepreședinte al Societății Române de Terapie Intensivă. Bună seara, domn doctor! Să rămână, bună ziua! Domnule Sândesc, pentru început vă întrebăm care este de fapt la moment funcționalitatea secțiilor de terapie intensivă din România și cum de fapt se face față necesităților momentului? Sectorul ATI a devenit o adevărată arcă a lui Noe în aceste vremuri grele, o arcă a lui Noe care în ultimul timp este arhiplină, mai mult chiar ea dă pe din afară, de ea sunt agățate, așa, într-o imagine metaforică, foarte multe persoane, foarte mulți oameni care au nevoie de ea ca să se salveze. Situația este, deci, foarte dramatică, în sensul în care paturile de ATI sunt ocupate aproape în totalitate și dramatismul situației de acum este mai mare decât în primele valuri ale crizei, pentru că atunci trebuie știut, în România, numărul de paturi de terapie intensivă funcționale, adică dotate cu echipamentele necesare, era mult mai mic decât acum.
Un pat ATI, în primul rând, nu este un pat obișnuit de spital. El înseamnă un complex tehnologic în care există aparate de ventilație mecanică, monitoare, injectomate, aparate de dializă, ecografe, etc. De aceea nu e ușor să crești numărul de paturi de ATI. Noi, la începutul crizei, în momentul zero, noi, adică Societatea Română de ATI și Comisia de Specialitate ATI, am făcut o analiză, un audit a situației și astfel am aflat, că nimeni nu știa exact, că avem 1300 de ventilatoare, 1300 de paturi în care putem trata pacienții gravi. Și prin programele pe care le-am declanșat cu Ministerul Sănătății, Fonduri Europene, Banca Mondială, prin campania aceasta umanitară de care spuneați, am reușit să dublăm până în decembrie dotările existente, iar acum am depășit, ne apropiem de 140%, avem peste 3000 de paturi. Și iată, deși numărul de ventilatoare, de echipamente, de capacitate de primire au crescut, în continuare toate aceste paturi sunt pline. Deci suntem într-o încercare, eu tot nădăjduiesc ca această încercare, cea mai mare, valul ăsta 3 este cel mai greu, să fie și ultimul. Și după aceea să ne apropiem de un liman care nu înseamnă să scăpăm total de boală. E iluzoriu să credem aceasta, dar să scădem măcar presiunea pe sistemul sanitar, care este enormă și prelungită. Să sperăm într-adevăr că trăim cumva un ultim val al acestei pandemii. Domnule Sandes, campania România are nevoie de terapie intensivă are continuitate și în Republica Moldova. Cu ce intenții a trecut Prutul această frumoasă inițiativă? Da, am fost bucuros să vorbesc cu frații noștri din Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Moldova, care m-au sunat să mă întrebe despre această campanie și să-mi spună despre dorința lor de a face o campanie similară în Moldova. Pentru că noi am făcut-o, această campanie, determinat de nevoie, bineînțeles, atunci la începutul crizei, când autoritățile, cu inerția specifică sistemului public, nu reușeau în timp scurt să găsească soluții, să găsească echipamente de protecție pentru personal și așa mai departe, atunci am declanșat această campanie. Vorbisem despre o campanie pentru secțiile ATI cu unii parteneri din mass media și unul propusese acest termen. România are nevoie de terapie intensivă. Înainte de criză mi s-a părut un pic forțat, dar iată, la începutul crizei ne-am dat seama cât de potrivit este acest logo și am dat drumul la campanie. Am fost bucuroși să împărtășim din experiența noastră cu frații noștri din Moldova. Spun frații noștri și la propriu și la figurat. Noi, ca Societate Română de ATI, ne-am unit cu societatea din Moldova într-un congres la Sinaia, acum câțiva ani buni, iar în 2018 vreau să spun că am sărbătorit unirea la modul concret, făcând un congres comun, cel românesc și cel din Moldova, în Chișinău. Vreo 700 de medici și asistente din domeniul ATI au trecut Prutul și am făcut acolo și un moment deosebit în care satul în care sunt născut eu, ca președinte al societății, eram atunci, Oreștioara de Sus, unde sunt cetățile dacice din Munții Oreștiei, s-a înfrățit cu satul Izvoarele, unde este născut Ruslan Baltaga, care era el atunci președintele societății din Moldova. Așa este, deci avem am o discutat chiar anterior cu domnul Baltaga. Într-adevăr, ne bucurăm că aceste poduri continuă sub toate aspectele, în acest caz sub aspectul medical. În același timp, domnule doctor, vă rugăm să facem referire și la campania de imunizare. Obiectivul major al României și al tuturor țărilor este dobândirea imunității colective. Eventual vă întrebăm cum vaccinarea a venit poate să scoată din povara secției de terapie intensivă și ce
alte opțiuni există în România în ceea ce privește vaccinarea? Pentru că anterior domnul Baltac ne-a povestit despre această frumoasă intenție, caravana vaccinării pe care o demarați. Da, noi suntem, să spunem, la extrema terapeutică a tratamentului oricărei boli, adică acolo unde tratăm cele mai grave cazuri, în tranșele din linia întâi. Dar iar profilaxia este în cealaltă extremă, a prevenției. Cu toate acestea, în fața acestei provocări teribile, am simțit nevoia să contribuim la efortul de prevenție și astfel că am inițiat o caravană a vaccinării împreună pentru viață, prin care în weekenduri mai ales am mers echipe de medici, specialiști, rezidenți, ATI, studenți, voluntari în diverse zone unde sunt oameni necăjiți, oameni vulnerabili. Zone izolate, montane, cămine de bătrâni, centre de recuperare neuropsihiatrică și astfel am reușit să vaccinăm aproape 1000 de oameni deja și am observat făcând acest lucru cât de mult apreciază acești oameni acest gest. Doi, faptul că noi vaccinăm niște oameni care altfel foarte probabil nu s-ar fi vaccinat niciodată. Odată că sunt izolați, că nu știu să se programeze pe platformă și mai ales că nu aveau încredere, dar văzând că vine o echipă atât de mare, între 14 și 18 oameni, medici, să îi vaccineze la ei acasă, au crezut că n-au venit ca să le facă rău, ci dimpotrivă să le facă bine. E într-adevăr o speranță. Domnule Sândesc, noi vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Din păcate, suntem limitați în timp și vă mulțumim încă o dată pentru pacienții, pentru ceea ce faceți pentru pacienții de pe ambele maluri ale Prutului. Multă sănătate, să ne auzim de bine. Sănătate și numai bine. Domnule Gheorghiță, practic suntem la finalul emisiunii. Un gând, un mesaj către cei care ne ascultă. Iată un gând, un mesaj, aș vrea să prelungesc colega din România, ceea ce ei au făcut în zilele de odihnă și au dus mesajul acesta nu numai cu cuvinte, dar au dus mesajul cu fapte la populație, ca populația să perceapă, să înțeleagă atât măsurile de prevenire nespecifice, cât și imunizarea, că acest complex de măsuri în tandem este foarte important pentru a ameliora situația și pentru a stopa această pandemie globală. Mulțumim pentru prezența în această emisiune și pentru mesaj, doamnelor, domnilor. Reiterăm, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de TVR Moldova.